Mie, în general, nu prea îmi plac sărbătorile, dar ziua națională a României, ci că ziua Unirii 1 decembrie, îmi displace în mod deosebit din mai multe motive. În primul rând, e prea multă prefăcătorie, ipocrizie și se dau toți mari patrioți, când, de fapt, își doresc să își arate mușchii, să își arate puterea și apartenența la o majoritate a românilor, nu se gândesc că celelalte persoane care nu sunt români jet by jet se simt cumva marginalizate, excluse, chiar dacă minoritatea romă, de exemplu, sau minoritatea maghiară numără peste 1 milion de locuitori ai României și sunt multe alte astfel de etnii și oamenii se simt excluși de ziua cică națională a României, oamenii se simt înfricoșați, cei conștienți, cei care înțeleg ce înseamnă asta, când văd defilări de armată, nu doar infanterie, dar și tancuri, taburi, avioane, elicoptere, rachete de care vrei, ne lăudăm cu ceea că putem omorî foarte mulți oameni în caz de război. Nu știu, amenințăm pe străini, că îi amenințăm pe ai noștri, să aibă grijă că ar putea să intervină o astfel de armată împotriva lor. Oricum cred că e ne la locul ei defilarea militară de ziua națională, mai ales dacă pretindem că unirea acum 101 ani s-a făcut pe cale pașnică, diplomatică, prin voința populară și nu prin intervenție militară, chiar dacă era întoi războiul 2 mondial. De asemenea, o manifestare a ipocriziei, a fățărniciei e mâncarea tradițională de ziua națională, fasolea cu ciolan. Se demonstrează în felul ăsta că fie nu avem o majoritate absolută de creștini ortodoxi în țara asta, pentru că nu e așa, la data asta ei ar trebui să aibă post și să nu mănânce ciolan, sau să ceară, dați-mi vă rog, fasole cu chifteluțe din soia, da? Sau ceva mâncare de post, cum mâncăm noi veganii tot timpul, non-stop. Ei bine, nu e așa și oamenii ăștia, fie nu sunt creștini ortodoxi, fie sunt niște prefăcuți, cei ce învață și în școală, și în familie, și în biserică. Și cam asta trădează 1 decembrie, sărbătoarea cică națională a României. De asta nu serbez și de asta evit televiziunile, posturile de radio, pentru că în această zi, în ajunul acestei zile, chiar și a doua zi pe 2 decembrie, sunt invitați la televizor numai militari, preoți, politicieni demagogi, mincinoși, ipocriți și ei. Și de asta nu cred că 1 decembrie e o sărbătoare a noastră, a oamenilor de rând, a celor săraci sau a celor bogați, ci e o sărbătoare a ipocriziei, a minciunii, a fățărniciei.